Mulțumim lui Dumnezeu, iubiți frați preoți, iubiți credincioși, că ne-am vrednicit după cele 3 zile de post împlinite să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, să ne bucurăm de frumusețea slujbei și să ne împărtășim cu sfintele taine care duminica trecută au fost pregătite, ținute în Sfântul Altar pe Sfânta Masă și date nouă spre împărtășire astăzi, precum vor fi date celor dintre noi care cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom împărtăși și vineri după rânduiala Sfintei noastre biserici. În mod general, Sfânta Liturghia Darurilor mai înainte sfințite se săvârșesc în fiecare zi de miercuri și de vineri, în timpul postului celui mare și adesea pentru situații mai speciale și în celelalte zile ale săptămânii. Această Sfântă Săptămână, precum și celelalte ale postului mare, slujbele bisericii sunt rânduite în așa fel încât Duhul de pocăință să fie mai intens și mai adânc trăit. Și în această săptămână și în săptămânile care urmează, de luni până vineri, nu se săvârșește obișnuit liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare. Dar pentru ca să nu rămână credincioșii prea multe zile, în mod special în timpul postului, fără împărtășirea cu Sfintele Taine, a fost gândită cu binecuvântarea lui Dumnezeu de către biserică liturghia darurilor mai înainte sfințite, pentru ca enoriașii credincioșii să aibă posibilitatea în zi de miercuri și în zi de vineri, apoi, bineînțeles, în zi de duminică, să se împărtășească cu binecuvântarea duhovnicului, cu sfintele și dumnezeieștile taine. Pentru că a simțit biserica nevoia postului, a simțit biserica nevoia ca oamenii să se apropie mai des de sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, pentru că ea fiind hrana nemuririi, omul caută să fie viu, să nu se îndepărteze de Dumnezeu, și ce cale mai potrivită pentru viață, ce cale mai potrivită pentru a se apropia omul de Dumnezeu decât sfânta și dumnezeiasca împărtășanie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile sale revărsate asupra noastră, daruri cu care El ne îmbogățește în această vreme a postului, vremea pavecerniței, vremea canonului celui mare, vremea liturghiei darurilor mai înainte sfințite. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute.